1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2021. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a orașului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi de execuție, aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Târgu Ocna, ca urmare a definitivării examenului de promovare în grad profesional organizat la nivelul instituției. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SECE Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului în care a fost în care a funcționat credința numărul 6, situată în orașul Târgu Ocna, strada Bucele, numărul 193, aflată în administrarea școlii gimnaziale numărul 1 și trecerea acestuia din domeniul public al orașului Târgu Ocna în domeniul privat al orașului Târgu Ocna, în vederea demolării. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenul situat în orașul Târgu Ocna, Oieni Extravilan, pentru investiția construit de pensiune, anexe și împrejurieri. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume de bani pentru organizarea unui eveniment cultural organizat în data de 14 august 2021 de Primăria Orașului Târgu Ocna în colaborare cu Parohia Precista Oraș Târgu Ocna și Protopopriatul Onești. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume de bani pentru organizarea manifestărilor de date și tradiții în perioada sărbătorilor de iarnă, 20-31 decembrie, în orașul Târgu Ocna. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale acționarilor SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A., constată în data de 6 aprilie 2021. Punctul 10. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Cine este pentru cu ordinea de zi? Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Da, cuvântul doamnei secretare, pentru a spune la vot procesul de verbal. Comunitatea se prevede reformarea administrativ și a regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Vă supun atenție, procesul verbal în la ședința ordinară a Consiliului Local în data de 28.10.2021. Dacă aveți observații, vă rog să mi le comunicați. Dacă nu, vă supun aprobări. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc mult. Procesul verbal în la ședința din 5.11.2021. Observații? Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Și procesul verbal încheiat la ședința din 22.11.2021. Cine este pentru? Mulțumesc. Procesele verbale au fost aprobate. Dau citire proiectului numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna decembrie 2021. Raportul Comisiei Juridice. Comisia Juridică avizează favorabil unanimitate de vot. Supun la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a orașului Târgu Ocna pentru perioada 2021-2027. Rapoartele de avizare. Comisia Juridică și Administrație Publică avizează favorabil 4 voturi pentru din 7 voturi posibile. Comisia de Urbanism aviz favorabil în unanimitate. Comisia Economică. Comisia Economică aviz favorabil 5 voturi pentru din 5 prezente. Discuții. Vreți să spun ceva? Eu cred că documentul cel mai important al administrației cu care vom derula următoarea perioadă, alături de planul urbanistic, care s-a pus și el în
construcție. E această strategie întinsă pe perioada 2021-2027 și ea a parcurs toate etapele procedurale, am avut și dezbatere publică, am avut și întâlniri cu dumneavoastră consiliere atunci când a venit consultantul. A fost depusă în dezbatere publică în ultimele 30 de zile. Am încercat să ținem cont de toate propunerile și de toate sugestiile mediului economic, mediului social, mediului de învățământ. Le-am construit în această documentație. Este adevărat că orice documentație poate fi perfectibilă în timp, poate fi modificată atunci când, știu eu, legislativ se schimbă ceva sau constatăm că ar trebui să mai abordăm un subiect, dar până atunci vă supun atenției și să o abordăm. E un document elaborat pe care cu siguranță va fi folositor în derularea următorilor proiecte cu finanțare europeană sau guvernamentală. Mulțumesc! Strategia în cauză a costat orașul Tătăun aproape 10.000 de euro. Nu diferă prea mult față de strategia anterioară, care nu și-a atins obiectivele, evident. Dovadă că suntem cu starea drumurilor proaste în continuare și banii cheltuiți pe această strategie, mă lăsați să vorbesc și pe urmă vă las pe dumneavoastră, da? Banii cheltuiți pe această strategie sunt inutili. Este părerea mea. De asta o să votez împotrivă. Orice câștig pentru localitate trebuie să putem cheltuieli, nu putem să stăm izolați, putem să fim plafonați. Este normal că dacă ne dorim mult, să avem și cheltuieli. Este bine pe viitor să acordați o atenție mai mare activităților care atrag turiștii în oraș, sportive, trebuie spuse mișcare, toate activitățile, handbal, fotbal, orice, da. Băi, Gremon, da, este lăutabil că la nivelul orașului Tugola, cum vorba că domnul consider Bana, o federație sportivă recunoscută de Ministerul de Sportului și are SBI. A cărui președinte sunteți. Urmează să fiu, nu știu, rămânele văzut, așa. Bine, vă mulțumesc, dar nu asta am să spun. Deci, nimic de calitate nu se poate face fără cheltuială. Dorim succes, da, eu nu vreau să intru în jocul domnului consilier, pentru că care la dânsul totul este scump, totul este fără a aduce niciun argument niciodată. Această strategie nu este un document care va așterne pe teren infrastructuri sau servicii sociale sau servicii de învățământ. Acest document, în primul rând, este o analiză a resurselor și a oportunităților care sunt puse la dispoziția localității. Iar faptul că dumneavoastră bagatelizați orice document pe care le elaborează administrația locală, asta e problema noastră. Aveți dreptul să votați așa cum vă dă conștiința. Dar să nu uitați că este un document de sinteză, este un document care, fără acest document, scrierea proiectelor și depunerea proiectelor spre finanțare în următoarea perioadă, este imposibilă. M-am pus și acum câteva minute că orice document poate fi adăugit, modificat și completat. Dar ca să aruncăm așa cu noroi că nu-i funcțional sau că asta, nu cred că este demn pentru un domn din Consiliul Local. Mulțumesc! Mai avea cineva să fie? Da, o replică pentru domnul primar. Același document și a fost în staful de conducere a primăriei, a fost avizat și anii trecuți. Și vedem ce se întâmplă. De asta mai... Ești în Consiliul a doua și măcar știți doar ce folosește. Da, nu știu. Într-adevăr. Okay. Ultim. Bine. Hai să începem. Mai vrea cineva să intervină? Bun. Supun la vot proiectul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Ok. Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind transformarea unor costuri de execuție aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Târgu Ocna, ca urmare a definitivării examenului de renovare în viață profesională organizată în rândul instituției. Avizul comisiei. Comisia juridică avizează favorabil 7 voturi din tot atâtea costuri. Mulțumesc. Comisia.
Comisia Economică? Comisia Economică a zis favorabil, 5 voturi pentru, 5 prezenți. Discuții? Felicităm, dacă tot să la felicitări, aparatul primăriei care a trecut în moda 10-11 toate aceste examene. Am văzut, da, punctaje maxime la... Felicitări! Sunt oameni... Suntem formați. Și ne mândrim. Este un mecanism și un mecanism în cariera fiecărui cetățean, a fiecărui funcționar public, în cariera fiecărei meserii, când la o anumită etapă, după susținerea unui examen și căpătarea unor cunoștințe practice din perioada anterioară, avansează în carieră. Acești colegi ai noștri, îndeplineau aceste condiții, au susținut examenul anul acesta, sunt și funcționar public și personal formator. Și am stabilit cu șefii de departamente să facem acest examen o dată, unitar, pentru că erau unii colegi care ar fi îndeplinit condițiile câteva luni mai devreme. Atunci am găsit soluția să-l organizăm o dată, unitar, pentru a fi într-o transparență firească, pentru a obține toate avizele și documentele necesare și acesta este rezultatul. Mulțumesc! Deci mai am întrebat, deci o completare. Deci nu noi calitățile profesionale, dar ar fi bine ca acestea să fie concretate de amabilitate față de toți cetățenii, indiferent că unul este cu studii superioare sau unul este cercetător și nu are, mă rog, indiferent de categoria socială a fiecare persoane, e bine ca angajații primăriei să se depășească. Nu înseamnă că nu se comportă așa, dar sunt emblema localității, a stațiunii și să facă eforturi, cum au făcut și până acum, să fie amabil cu oamenii, toți oamenii din oraș. Mulțumesc. Pe acela lucru pun și noi accept, atitudine, decență și respectarea codului din conduită. Pentru că, până la urmă, documentele, cele ce rezultă din activitatea profesională, e bazată pe norme, pe legi, pe proceduri, dar... șeful unui compartiment sau... Sigur, altul, dar starea de bine sau... Imaginea primării contează. De reprezentare a instituției ține de atributul fiecărui. Am înțeles că au susținut un examen pe care l-au promovat. Da, da. Ne obligă legea să votăm. Da, așa e procedura, exact, pentru că se modifică statul de funcție. Nu mai știu că asta. Da, e prin prerogativele... Dacă ce au urmat examen, știam de ce... Așa e procedura. Putea foarte bine, dacă nu luau examenul, rămâneau în gradul de existență. Dacă prin absurd să zicem că un consiliu, nu, ăsta nu cred că e cazul, n-ar vota. Bine, acum există, se intră pe legislația în vigoare, secretarul poate să nu acorde viza de legalitate asupra hotărârii și de aici toată procedura juridică care decurge. Nu știu acum. Așa e stabilit prin lege. Știți că de multe ori sunt anumite acte care împing Consiliul Local pentru a lua o decizie, a lua o hotărâre și de multe ori se întrebă de ce, dacă era în efectul legii. Da, așa sunt procedurile. Nu așa am înțeles. Mai dorește cineva să intervină? Ok. Atunci supun la vot proiectul numărul 3. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SECE Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. Aici avem un singur aviz din partea Comisiei Economice. Avizul este favorabil, unanimitate de voturi, 5 voturi. Dorește cineva să intervină? Atunci eu sunt supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Este un vot împotrivă. Este un vot împotrivă. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului în care a funcționat grădinița numărul 6, situată în orașul Târgu Ocna, sala liceului numărul 193, aflată în administrarea școlii gimnaziale numărul 1,
și trecerea acesteia din domeniul public al orașului Târgu Ocna în domeniul privat al orașului Târgu Ocna în vederea demolării. Avizul Comisiei Juridice. Comisia avizează favorabil în unanimitate de voturi. Comisia de urmărire. Aviz favorabil în unanimitate. Comisia Economică, aviz favorabil, 5 voturi pentru. Discuții? Cineva să spune ceva? Nu cred. Nu mai discutați. Ce se dorește a se... Nu e vorba de a... Poate mă rog, acea clădire. Care sunt bani? Acolo, știți că în aceeași curte funcționează spațiul Căminul Cultural de la Bâlcele și alături a fost clădinița. Acea clădire insalubră, acea clădire care a, datorită uzurii fizice, s-a degradat maxim și acum au mai fost discuții în Consiliul Local, au fost proceduri în, până la această dată urmate și acum am ajuns la documentul final. Acolo vom demola și vrem să lărgim curtea de acolo, să o amenajăm ca și spațiul cultural al cartierului Bâlcele. Dacă nu e prea mult în viitor, știu, o creșă, un cămin? Spațiul va rămâne acolo la dispoziție și în proprietatea orașului Târgu Ocna, vom hotărâ, se va hotărâ la vremea respectivă, ce, dacă poate fi cu ceva. Sigur, sigur. E doar un singur cort de clădire, care are un aspect. Sau un loc de joacă pentru cei care... O să vedeți, găsiți dumneavoastră utilitate. Da, împreună. Mai dorește cineva să intervină? Bun. Atunci supun la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru terenul situat în orașul Târgu Ocna, Oieni Stradulan, pentru investiția, construire, pensiune, anexe și îngrijire. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil în unanimitate. Discuții. Vreți cineva să spun ceva? Supun la vot. Punctul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Proiectul numărul 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrării cu bugetul local a unei sume de bani pentru organizarea unui eveniment cultural organizat în data de 14.2021 de primăria orașului Târgu Ocna, în colaborare cu parohia Preciscan, orașului Târgu Ocna, și prorogia Tulănești. Acest de comunitate, de linii juridice. Aviz favorabil pentru unanimitate de vot. Comisia Economică? Aviz favorabil în unanimitate de vot. Discuții? Mă rog. Vă rog, în mod pentru o mai mare transparență, să spunem și suma, ca să audă cetățenii, că altfel o sumă de bani... 10 nu știu. Da, spuneți tare, ca să audă cetățenii. Nu e problemă, că noi am primit pe materiale, știm, dar cetățenii nu știu. Asta era ideea. Vă mulțumesc. Vorba de 10.000 de lei. Perfect. Asta trebuia să se includă în timp. Acolo, alocarea 10.000 de lei pentru... Și aici este totuși un eveniment. Da, de acord. Sunt pe aia. Avem nevoie. N-au mai fost. Așa ce nu țin eu. Dar pentru transparență. Nu avem niciun interes, domnul consilier, să facem transparență. Mi-am fi dorit să acest eveniment. Și materialele sunt afișate. Toate sunt publice. Pune toată sinteza materialului. Nu toată. Alocarea unei sume pe... Ne-am fi dorit ca acest eveniment să fie în spațiul Centrului Cultural, dar având în vedere reglementările în această perioadă, nu putem să-l organizăm acolo și atunci încercăm să organizăm un spațiu public, un spațiu care permite organizarea acestui tip de eveniment. De aia l-am și transplantat în zona centrală a orașului, la Biserica Preciscan. Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Dar dacă până pe data de 14 apare o modificare legislativă în care accesul... Nu mai este... Nu.
vedem atunci, ne discutăm și cu ceilalți. Noi așa am anunțat, că așa au... Dar nu e o problemă. Nu, în sensul că, urmea, am înțeles, din spațiul public ați văzut și noastră, urmează o oarecare relaxare și posibil... Eu am văzut un draft, v-am dat și dumneavoastră un draft acum, care cer, da. Sau hotărârea Comitetului Național de Un proiect. Da, proiectul acela, dar reglementează la sălile de spectacol 30% cu grad de ocupare, da, și tot la fel cu certificat de verde. Și atunci, clar, nu poți să duci, ți-a făcut în zona spațiului bisericesc, nu impune prezența certificatului verde, atunci și numărul celor care pot să participă e mai mare. Da, și e bine ca să fie aprobat proiectul, că în situația în care putem desfășura evenimentul, noi să avem suma aprobată. Sigur, sigur. Supun la vot proiectul numărul 7. Cine este pentru? Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării din bugetul local a unei sume de bani pentru organizarea manifestărilor de datini și tradiții în perioada sărbătorilor de iarnă 20-31 decembrie în orașul Popov. Raportul Comisiei Juridice. Comisia a avizat favorabil 7 voturi pentru, iar ne întrebam dacă măsurile vor fi mai legere, nu vor fi restricții. Cum o să vă descurcați cu suma, doar suma aceasta cu 3.000 de lei? Tot am mai rog de mai bine. Da, rog. Comisia Econ. Comisia Econ, numică aviz favorabil, fără niciun comentariu, 5 voturi pentru. Au fost întrebările comisiei la care se aceeași rugăminte în ceea ce privește executivul, dacă ar putea să comunice suma, să știe și cei care se uită la ședință și asta e tot. Da. Mai trebuie și cineva să intervină? Supun la vot proiectul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru cerința adunării generale a acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău S.A., convocată în data de 4.2021. Raportul Comisiei Juridice. Comisia a avizat favorabil 7 voturi, tot atâtea posibile. Discuția ceva? Supun la vot. Proiectul numărul 9. Cine este pentru? Împotriva, abține. Punctul numărul 10. Întrebări, întrebări, răspunsuri. Mă așteptam ca domnul primar să vină în fața Consiliului Local să ne spună situația proiectelor care trenează. A trecut un an de mandat și nu s-a asfaltat mai nimic. Nu știm ce s-a întâmplat, s-a pierdut undeva pe drum strada Tisești, care era programată să fie asfaltată. Am aprobat acest lucru în luna mai, împreună cu Consiliul Județean. Nu s-a mai întâmplat nimic. Locurile de parcare la care spuneați că o s-au alocat bani și o să fie locuri de parcare, tot așa nu s-a mai rezolvat nimic, s-a pierdut pe parcurs. De străduțe, de asfaltări, se vede, nu mai vorbim. Ceea ce pot să vă comunic, grătarele de la blocurile ANL sunt furate și ar trebui puse la loc, completate, că este urât să intri în bloc și să nu ai grătare care au fost odată. De asemenea, chiriașii blocurilor, locuințelor ANL, întreabă dacă sunt de vânzare și dacă puteți, dacă puteți spune care sunt condițiile de cumpărare a locuințelor ANL.
Puteți să dați un răspuns? Ignați. Nu. Întrebare și răspuns. Nu puteți? Nu puteți? Nu puteți? Da. Se fac renovări la grădinița numărul 3 bis. Putem să știm și noi ce se întâmplă acolo? S-au băgat gaze, se fac, nu știu, modificări, dacă puteți să ne spuneți. Da, dacă, de ce anume se fac chestiile astea? Dacă un obiectiv se dărâmă și unul se reabilitează, vrem să știm și noi de ce se întâmplă chestia asta, ce este în spatele acestui lucru. Gropile din fața blocurilor E4, E5 au împlinit vreo 2 ani de când nu sunt plombate. Terenul care este ocupat abuziv din fața blocului E2, E1, nu am primit de 5 ani răspuns. Dacă revine, se va face o parcare, acolo se va face un loc de joacă. Da, știți bine situația. Erați administrator public, am mai ridicat odată această problemă. Gardul din jurul bisericii cu Gheața Paraschiva a fost dat jos și nu s-a mai pus nimic. Aveți un proiect ca să le faceți împrejmuirea la acest monument istoric? Nu am primit nici acum un răspuns de mai bine de un an în ceea ce privește legalitatea construcțiilor a domnilor și Lohi și Moscu. Am făcut scris și nu am primit niciun răspuns. Dar asta erați obligați să-mi dați. Am cerut să se pună un panotaj cu traseul turistic Târgu Ocna-Mâinești și am primit un răspuns, singur răspuns, că se va pune. Deci de 3 luni nu s-a pus nimic. Erați dator cu un răspuns față de Consiliul Local și față de cetățenii orașului Târgu Ocna cât a costat reabilitarea străzii Elisei Ursat. Balustrada de la podul din Chisești trebuie vopsită și reabilitată într-un fel, că trec turiști acolo, vin în stațiunea noastră. Casa Blanca a rămas, lucrările s-au sistat și nu s-au mai pus termopane sau, mă rog, terestre la parter. Undeva s-a blocat investiția. Casa Borisov și cinematograful sunt într-o stare deplorabilă. De când s-a pus pânzarea în campania electorală de fostul primar, așa a rămas. Ba mai mult, s-a rupt și arată avarie. Iluminatul public lasă de dorit pe strada Gădean și pe strada Dumnezeu. Asta e tot ce am avut de spus. Dacă puteți să-mi răspundeți la întrebări, la interpelări. Le-am urmat. Mulțumesc. Mai ajungea cineva să... Da. Ele trebuie și rezolvate, nu numai să vă mutați. Eu vreau să vă, doar să vă transmit. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Calitatea Vieții Personalului, ne-au transmis o scrisoare în nume personal al Direcției Calitatea Vieții Personalului. Am onoarea de vă transmite atât dumneavoastră cât și membrilor Consiliului Local, sincere mulțumit pentru atenția deosebită acordată domnului Budnaru Sandu, veteran de război, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 100 de ani, prin premierea acestuia cu suma de 10.000 de lei. Totodată, 1.000 de lei, scuzați. Totodată, vă suntem recunoscători pentru aprecierea de care dați dovadă față de sacrificiul veteranilor de război pe câmpurile de luptă. Ei sunt cei care și-au sacrificat tinerețea pe front, contribuind în plin la reconstrucția țării după război și au purtat cu dânsii peste schimbătoarele vremuri pe care le-a traversat societatea de la sfârșitul acestei conflagrații, valorile naționale pentru care au luptat cu eroism. Vă urăm multă sănătate, bucurie și succes dumneavoastră și colectivului pe care îl conduceți și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de colaborare în domeniile de interes comun. Semnează șeful Direcției Calitatea Vieții Personalului, domnul colonel Dominică Stoica. După ce ați aprobat dumneavoastră, executivul a dus la îndeplinire
hotărârea, am mers la familie, am oferit acel premiu și salutul dumneavoastră și am transmis tot ce este mai frumos. Ne-am întâlnit cu familia, bineînțeles, în cadrul restrâns, pentru că condițiile de pandemie nu ne permiteau. Dar să știți că un distins cetățean al localității cu încă tânăr, să-i spunem așa, chiar dacă împlinea 100 de ani, foarte activ, ne-a povestit din perioada din primii 100 de ani de viață și interesant și un model de viață, și el și familia dânsului. Și domnia sa și familia ne-a transmis la fel salutul dumnealor. Da, mulțumim și noi pentru felicitări reprezentantului Ministerului Apărării. Trimiteți-le un mail. Am primit să pozele de la eveniment. Am primit. Bun, mulțumim. Declar ședința închisă. De asemenea, avem deosebită plăcere ca pe 1 decembrie să ne urăm la mulți ani românilor, la mulți ani târgovenilor. Organizăm acel eveniment în piațeta orașului, tradițional. În fiecare an la Târgovna s-a marcat acest eveniment. Ne-am propus ora 11, ca să fie o oră convenabilă pentru toată lumea și să marcăm acest moment. Nu știu dacă la această oră vor răspunde cei din serviciu militar, dacă pot să participe, suntem în discuții cu dumneavoastră, vedem dacă condițiile vor permite. Și de asemenea vreau să vă transmit că vom încerca să aprindem iluminatul festiv pe 1 decembrie, seara, la fel în menținând tradiția. O să-l aprindem în zona piațeta primăriei și drumul PN12, strada Costantinei Grin, iar în zona centrală, piațeta Regina Mariei și bulevardul Carol, vrem să-l aprindem pe data de 4 decembrie, sâmbătă, pentru că dorim să organizăm și un târg de Crăciun, acolo cu producători din Târgu Ocra sau din împrejurii. Am discutat cu dumneavoastră, încercăm să facem un eveniment, să facem și un mic program artistic acolo cu ansamblu local, să marcăm începutul sărbătorilor de iarnă într-un cadru frumos și armonios. Vă așteptăm și pe dumneavoastră. Mulțumesc!